Salutare, prieteni! Numele meu este Nelu și bine ați revenit pe canalul meu pentru cei vechi și bine ați venit pentru cei noi. Pentru cei noi care nu mă cunosc încă, numele meu este Nelu și pe canalul meu veți găsi diverse lucruri despre tutoriale cu plante, lucruri diverse din viața mea și bineînțeles alte lucruri pe care vi le voi arăta pe canalul meu. Pentru azi am să vă arăt cum verific rădăcinile la Thai Constellation, o monstră la Thai Constellation, la care sper să nu am dreptate, sper să mă înșel, s-ar putea să am rădăcinile putrezite. Probabil, așa cum știți, monstră la Thai Constellation este foarte sensibilă la rădăcini, adică în cazul unei umidități excesive sau unei umidități constante în sol, planta este susceptibilă de putrezirea rădăcinilor. Înainte să ne apuc de treabă, vreau să fac un update despre plantele pe care le-am. Pentru început am să încep cu colecția mea de Pink Princess, din care am 5 plante. Adică am 2 ghivece cu 2 plante în fiecare și un ghivece cu o plantă. Probabil cum știți, Pink Princess este o plantă destul de scumpă pe piață încă și destul de căutată datorită frunzelor sale, care sunt superbe. La fel ca aceste două exemplare care îmi oferă frunze excepționale, cum este această Full Moon sau aceste frunze, care fiecare frunză are o variegație destul de echilibrată, cum ar fi aceste 3 frunze. Mai am încă un ghiveci în care mai am 2 plante, în care una dintre plante nu prea este ok. În ce sens? În sensul în care are 3 frunze de la Full Moon, ceea ce înseamnă că planta nu prea mai are clorofilă. Așadar, voi fi nevoit să îi tai vârful de creștere pentru a încuraja frunze cu clorofilă, astfel încât planta să reușească să se susțină pe ea însăși. Bineînțeles, cum știți, probabil, lipsa clorofilei din frunze nu lasă planta să se dezvolte, adică clorofila din frunze ajută planta să se hrănească datorită fotosintezei, probabil cum știți toți de la școală, bineînțeles. Următoarea plantă care am în colecție este această bestie. Este vorba despre un Syngonium podophyllum albo variegat. Această plantă o am pe foarte mică, de acum un an. Am avut doar un butaș din această plantă, din care a crescut odată, am tăiat-o și acum am tăiat-o iar în vară, în iunie. Ia uitați din iunie cât a crescut. De vă asigur că acest vrej are undeva la 1,5 m. Pare atât de scurt datorită faptului că l-am colăcit și l-am tot coborât în jos. Și acum este puțin mai scurt. Dar priviți cât de gros este vrejul. Deci este o plantă foarte bine dezvoltată, frunzele superbe, extraordinare, cu o variegație deosebită. Și da, este o plantă care crește foarte ușor, nu necesită îngrijire deosebită, doar să fie pământul umed tot timpul, nu exagerat, și puțin soare. Lumină cât de multă și puțin soare, nu este strică. Așadar, următoarea plantă care o am, care vreau să vă arăt, este celălalt Thai Constellation, la care am făcut un unboxing de vară și avea numai 4 frunze. Și acum i-am privit cât este. Se vede foarte frumos. Cu acestea n-am probleme, că dacă am dat, nu dă semne de probleme la rădăcini și frunze. Așa cum vedeți, și rădăcinile aeriene se dezvoltă foarte frumos. Ba chiar mai mult, aici
dă semne de o nouă frunză. Așadar, voi avea o nouă frunză în curând. Se poate observa cât este de tumefiat zona aceasta, unde este chiar frunza. Și frunzele sunt superbe, arată foarte bine și frunzele. Este o variegație superbă de frunze. Arată superb. Fiecare frunză în parte are o variegație superbă. Așa. O altă plantă pe care am, care îmi place foarte mult și este de asemenea foarte rară, este un philodendron My Majesty. Și această plantă se înalță, deci este o plantă care crește cu ajutorul unui pe un rac, deci va fi nevoit să îi instalez un tutore pentru a se înălța, pentru a se crește și a se sprijini de el. Deci, să vă dați seama, cam fără de mare frunză, trebuie să vedeți, și coloritul frunzei este superb. Arată superb. Ca să vă faceți o idee cum arată trunchiul, uitați-l, este destul de gros și foarte bine dezvoltat. Este o plantă superbă și în același timp destul de scumpă. Vreau să specific că din această plantă am de vânzare un pui care am să-l arăt chiar acum. Da, iată, acesta este puiul de care vă vorbeam. Este o plantă destul de dezvoltată pe care am pus-o în sphagnum moss, adică în mușchi, pentru rădăcinare. Această plantă o va verifica undeva la 300-350 de lei, pentru că este o plantă foarte rară și cam destul de greu de găsit. Și în același timp este o plantă superbă. Datorită floritului frunzelor, a pețelului și al trunchiului, care are o culoare superbă burgundii. Trec un fel de roșu închis, sau mai bine zis, un fel de bordo, destul închis, foarte închis. Și culoare foarte elegantă, atât pe fața frunzelor, cât și pe verso. Frunzele mai vechi, bineînțeles, vor căpăta o culoare puțin mai verzuie, dar pe verso vor avea aceeași nuanță de bordo. Așadar, această plantă este un vârf de creștere, bineînțeles, nu este un butaș, datorită faptului că este un vârf de creștere, va fi undeva la 300-350 de lei, cum voi verifica această plantă. Mai o secundă. Următoarea plantă care vreau să vă arăt din colecție este vorba despre Amidrium Medium, o plantă foarte interesantă, cu frunze foarte interesante, care dacă are puțină lumină, în prea are multă lumină, va face vrejuri prin care se va întinde foarte mult. Așadar, trebuie să aibă o lumină foarte mult puternică și un tutore de susținere, astfel încât să crească vertical. Dacă observați, am o plantă care crește vertical și are frunze destul de fenestrate. Dar este o plantă destul de rară, încă nu am de vânzare din ea, bineînțeles, voi avea probabil un timp de vânzare și în această plantă. Amidrium Medium se găsește în două feluri, în două variante. Aceasta verde și Amidrium Medium Silver. Adică frunzele au tentă de aur, de argintiu. Acestea fiind scurte, haideți să cântecem la treabă. În început,
Am să încerc să scot această Python Selection din ghiveci. Vom încerca să scot cu grijă, să nu o rup. Și am să încerc să verific rădăcinile. Pentru că s-ar putea, zic eu, s-ar putea și sper să n-am dreptate, s-ar putea să mă confrunt cu putrezirea rădăcinilor. Așadar, am să mă apuc de treabă, am să scot planta, dar în același timp o replanta într-un nou ghiveci, puțin mai mare. Dar, haideți să nu încep încă, până nu vă mai spun încă ceva. Mai am încă ceva, ce v-am spus. Am comandat tot de pe acel site, Secret Garden. Probabil știți acel Sigonium, Pink Splash, care l-am comandat. Și o să pun un video în descriere despre unboxing-ul la Sigonium Pink Splash, care este comandat de tot pe acest site, adică de pe Secret Garden. M-am comandat de ei pământ, amestec de pământ pentru aroide, adică pentru Sigonium, Monstera, Philodendron și așa mai departe. E un pământ destul de echilibrat. Este un substrat special destinat plantării speciilor de ARC, precum Monstera, Philodendron, Scindapsus, Potos, Sigonium, Epivenium și așa mai departe. Ca și conținut, conține scoarță de pin, perlit, vermiculit, horticol, pământ de turbă fermentat, în proporții destul de echilibrate. Așa cum am spus, este un site de la care am mai comandat unele lucruri, adică am mai comandat un Sigonium Pink Splash, de care sunt foarte mulțumit, chiar acum începe să-i dea o nouă frunzuliță. Deci planta a supraviețuit transportului și țin să mulțumesc pe această care Secret Garden pentru transport și pentru calitatea plantei. Este o plantă foarte mică, dar calitatea transportului este de necontestat. Așadar, haideți să începem. Pentru început am să scot această plantă de ghimeci cu grijă să văd cum se prezintă rădăcinile. Sper să nu fie cu crezi. Să vedem. Oh, perfect! Deci se pare că rădăcinile sunt perfect sănătoase. Deci nu sunt putrede absolut deloc. Da. În această ocazie o să dau puțin pământul vechi jos și voi face un amestec de pământ comandat de la Secret Garden și o voi pune într-un ghiveci mai mare. O să încerc să dau din pământul vechi puțin, să îndătur din pământul mai vechi și să-i pun pământ mai nou. Ok, deci rădăcinile, după cum observați, sunt perfecte. Deci nu este nici o rădăcină putrezită. Este foarte puțin cam dificil să dau jos pământul. Care este puțin mai vechi. Dar, cu grijă și cu atenție, voi reuși. Deci, se pare că planta este într-o stare foarte, foarte bună. Rădăcinile sunt chiar perfecte.
nu am rugăciune cu 3D, absolut deloc. Totuși, am fost curios să văd cum arată rădăcina din cauza că planta nu mai crește, deci efectiv stagnează. Mi-am mai scos frunză de o lună jumătate, aproximativ 2 luni de zile, a stagnat din creștere. Probabil, deci din cauza faptului că este iarnă și, așa cum știți, probabil unele plante intră într-un repaus, chiar dacă sunt în apartament. În consecință, s-ar putea să intre în repaus din cauza ierbii, nu din cauza rădăcinilor care, așa cum am mai spus, se pare că sunt ok. Secundă numai să trag pământul la o parte. Pământul vechi. Am să încerc să amestec din pământul nou care l-am cumpărat de Secret Garden cu pământ normal, cu pământ universal. Fac asta pentru că mi se pare mai ok cu pământ universal, dar fiind faptul că este mai mult liant în pământ. Adică este mai mult humus în pământ. Așadar, voi amesteca două părți de pământ de la Secret Garden pentru aracee cu trei părți de pământ. De fapt, haideți să zicem în acasă. Voi vă amesteca o parte de pământ de acesta cu o parte de pământ universal pentru plante. Așadar, am pământul pentru aracee și pământul pentru pământul universal. Eu folosesc de obicei pământ Florima, pământ universal Florima. El este foarte bun, sunt foarte mulțumit de el și vă spun sincer, n-am avut probleme încă cu acest pământ. Absolut deloc. Așadar, voi amesteca părți egale din ambele pământuri. Așa. Și o să mai pun încă o pungă, mă scuzați puțin. Nu mai adăuga încă o pungă din acest punct, de la Secret Garden. Da, să spun că este suficient. Așadar, voi amesteca pământul și apoi începe să pun în veci. Voi încerca să-l amestec, să-l omogenizez cât mai bine, să fie cât mai bine omogenizat. Așa. Ca să fie, să fac cât mai omogen pământul. Da, se pare că va fi suficient acest pământ. Voi pune o parte din pământ în divertului. Parte în divertului. Acum voi lua planta. Și o voi pune, voi poziționa efectiv în ghiveș. O voi poziționa ceva de genul acesta. Așa. Voi începe în moment. În acel moment voi începe să umplu ghiveșul cu pământ. Și atenție, pământul trebuie să fie foarte, foarte aerat.
foarte aerat și să dea duhul apei să vedea cât mai repede din ea. Adică să fie cât mai aerat și cât mai permeabil. Altfel, voi îți confrunta cu posibile rădăcini putrezite din cauza retenției de apă din pământ. Bineînțeles, dacă folosiți pământ cu retenție mare la apă. Vă sugerez să folosiți acest pământ, care este un pământ de foarte bună calitate, cum vedeți, este foarte aerat și care nu lasă să rămână în el excesul de apă. Am mai folosit pământ asemănător cu acesta și de aceea vă spun că este foarte, foarte bun. Garantez pentru acest pământ, pentru că știu ce am mai folosit. Se pare că va fi nevoie să mai fac în cultură de pământ cu un amestec, pentru că asta nu ajunge. Așa. Voi încerca să acopăr fiecare colț din diverși cu pământ, să nu las golul de aer. Datorită faptului că dacă las golul de aer, nu voi mai avea o mizeală în pământ, în sol. Iar planta este posibil să sufere în această cauză. Așadar, voi mai face o tură de pământ, este căutură de pământ. O parte de pământ amestec la cerec și o parte de pământ universal. Cred că va fi suficient. Să sperăm că va fi suficient. Bun. Cam fac mizerie când pun plate aici. Nu vă speriați. Este acasă. Puțin cu mătura, pun din calculator și gata. Da, mă omogenizez bine, să fie bine omogen. Cred că o să mai pun puțin pământ universal, pentru că nici acesta nu este prea. Și acesta este destul de afunat, de aerat. Dacă este acceptabil, dar îți pun puțin chiar mai mult. Așa cum am spus, să-l amestec bine și îl pun în diverge peste planta. Astfel încât să am de la marginea ghiveciului aproximativ 5 cm până la nivelul pământului. Îl voi presa puțin, nu prea mult, astfel încât totuși să ai puțină retenție de apă. Dacă nu, pământul se va usca foarte rapid și planta nu va mai apuca să se hidrateze. Nu voi presa puțin, pământul prin colțuri să acupă bine orice loc cu posibil punge de aer. Am puțin și am terminat. Așa cum am spus, trebuie să puneți pământul, să-l împingeți în toate colțurile ghiveciului, astfel încât să acoperiți toate zonele din ghiveci. Mai am să pun puțin pământ. Voi folosi doar pământ universal în toate ghiveciului. Îl voi presa bine și am terminat. Deci, nu este foarte greu, este foarte ușor.
este distractiv, mai faceți mișcare, nu multă, dar totuși nu stați și reveți în pat. Vă puneți mușchii puțin în mișcare și, bineînțeles, vă puneți în mișcare și rotițele. Folosindu-vă imaginația, cam cum să puneți plantele în chibet, bineînțeles, cum să le așezați. Și, bineînțeles, în același mod puteți să faceți diferite amenajări în chibet. Adică puteți să puneți mai multe plante, să asociați la nivel mai multe plante. Adică puneți diferite soiuri de plante în același nivel. Depinde de imaginația fiecăruia. Eu prefer să pun o singură plantă în fel în chibet, pentru că așa îmi place. Dar asta nu este o regulă. Bun, am terminat cu Fly Constellation. Am să-i dau puțină apă, am să o ud, dar pentru început vreau să vă arăt ceva. Deci eu folosesc stimulant pentru plante. Este un stimulant pentru plante slăbite, care folosesc eu pentru plante și bineînțeles să folosesc în cazul în care schimb ghivecele unei plante. Deci este un fel de întăritor pentru plantă, ajută planta să treacă mai ușor peste stresul transplantării. Așa eu folosesc așa și, în general, pentru fertilizare, folosesc acest fertilizant. Sunt fertilizante foarte bune, fertilizante naturale și vă spun sincer că de când le folosesc, sunt foarte mulțumit de ele. Așadar, pentru sfârșit, am terminat cu transplantatul acestei plante, am verificat rădăcinile, rădăcinile sunt ok, deci nu mă confund cu rădăcini putere și sunt foarte mulțumit de chestia asta. Așadar am pus planta în ghiveci, în continuare o voi uita și o voi pune la loc. Pentru astăzi, cam atât pentru astăzi, vă aștept comentarii în secțiunea comentarii, propuneri pentru noi videouri, eventual critici constructive, le accept foarte bine și acelea. Vă aștept să vă abonați, să dați un subscribe, dați un share. Celor care mă urmăresc, vă mulțumesc foarte mult pentru că mă urmăresc în continuare. Celor noi vă urez încă o dată bun venit pe canalul meu și vă aștept cu un nou video care nu știu când va fi, despre ce va fi sau unde va fi. Dar vă aștept cu drag. În consecință, pentru sfârșit, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați urmărit. Numele meu este Nelu și până la data viitoare, eu vă spun toate cele bune. La revedere!